Teodora Cuman, Anca Ileana Botoroagă și Daniela Elena Ionele sunt cele trei profesoare primite anul acesta în comunitatea Merito, alături de alți 9 profesori din țară. Anual sunt desemnați profesori care au demonstrat că prin activitatea lor au adus un plus educației, școlii în care predau și nu în ultimul rând elevilor cărora se adresează. Profesorii premiați sunt aleși în funcție de recomandările venite din partea elevilor, părinților, absolvenților și a comunităților locale, iar faptul că cele trei profesoare din Sibiu au fost alese este cu atât mai măgulitor, cu cât au fost selectate din 600 de candidați. Senatul Universității Lucian Blaga din Sibiu a aprobat planul de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. În anul universitar 2021-2022, decizia conducerii universității este aceea de a desfășura în format fizic toate activitățile didactice și administrative, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire, distanțare și igienă. Se anunță un final de săptămână plin. Evenimentele se înghesuie la Sibiu în primele zile ale toamnei, cât vremea permite organizarea lor în aer liber. Așa că faceți-vă bine planul, pentru că zilele care urmează abundă în concerte, petreceri, spectacole de tot felul și evenimente. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.